Nicu are 35 de ani și în urmă cu două seri a primit telefonul așteptat de 10 ani. Tânărul are dublă cetățenie și a venit în urmă cu două nopți din Republica Moldova pentru intervenția mult așteptată. Este prima prelevare din acest an făcută de medici ieșeni de la un donator internat la Spitalul din Piatra Neamț. Un rinichi a fost transplantat la Iași, iar al doilea și ficatul, un obonlav de pe listele de așteptare ale Centrului Regional București. Se constată în ultima vreme o creștere a numărului de donatori, întrucât de anul trecut, de când au fost nominalizate persoane în fiecare spital, capitală de județ, a fost mult mai ușor și aceste persoane au fost instruite, deci s-a făcut un training anul trecut, a fost mult mai ușor să identifice donatori. Specialiștii spun că din cauza grupei de sânge foarte rare a donatorului s-a găsit greu potențialul primitor, dar acum acesta se simte bine. Nu e un transplant ușor, e un transplant mai dificil, prin raritatea cazului, prin faptul că potrivirea, compatibilitatea nu era ideală într-un astfel de caz. Pacientul era de foarte mult timp în dializă, dar deocamdată lucrurile sunt în parametrii normali. În 2013, la Iași au fost 21 de potențial donatori, dar au fost făcute 9 prelevări. Este totuși cel mai mare număr de astfel de intervenții făcute într-un an. Se pare că anul ăsta bugetul va fi foarte mare comparativ cu ceilalți ani. În plus, au fost alocate fonduri pentru fiecare din spitalele nominalizate și acreditate. Fiecare a primit pentru coordonare, pentru declararea morții cerebrale. Potrivit strategiei Agenției Naționale de Transplant, în acest an au fost alocate fondurile necesare realizării investigațiilor pentru depistarea compatibilității la cel puțin 30 de posibili donatori. Banii au fost repartizați și celorlalte spitale județene din Moldova, nu numai centrului de la Iași.